Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu când a dat făgăduință lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși, zicând, cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. Și așa, având Avram îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel mai mare. Și jurământul ca chezeșie este sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu voință arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței. Nestrămutarea hotărârii sale a pus la mijloc jurământul ca prin două fapte nestrămutate. Făgăduința și jurământul, în care e cu neputință ca Dumnezeu să fie mințit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem puternic îndemn ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Fraților, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați ca fii al luminii, pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bineplăcut Domnului, și nu fiți părtași la faptele cele fără roade ale întunericului, ci mai degrabă sândiți-le pe față, pentru că ceea ce se fac într-un ascuns de ei, rușine este ale și grei, iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, fiindcă tot ce este descoperit lumină este. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci lua seamă cu grijă cum umblați, nu ca niște înțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele sunt rele. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați din vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre.